Iată, noi, estimați telespectatori, în partea a doua emisiunii Fotoliu cu Ghimp, invitatul nostru de astăzi, Adrian Nicolae David, prim vicepreședinte PNL Hunedoara și candidat la funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara. Vorbeam înainte despre județul Hunedoara, comparativ cu județul Calaș-Severin, și îmi spuneați că dacă era în urma noastră, acum ne-a luat înainte, pe ce vă argumentați? Pe numărul de proiecte pe care le-au finalizate, pe o strategie de dezvoltare care o pun în aplicare, nu trebuie să spun eu. Doar e suficient să fie să vizităm locurile astea, fie să ne uităm în niște date statistice oficiale. Cred că cel mai obiectiv instrument pe care îl avem la îndemână acum este Institutul Național de Statistică. Ce a făcut PSD în județul Hunedoara în acești 4 ani? Ne-a dus pe locul 1 în regiune la migrație. Nu cred că oamenii pleacă pentru că o duc nu bine aici. Adevărată chestia asta că suntem pe același loc cu Vaslui, să nu se supere locuitorii Vaslui pe mine. Da. Urmează să vă spun. Suntem pe locul 37 în țară la nivel de salarizare, la egalitate cu județul Vaslui. Asta este Hunedoara puternică pe care a promis-o Laurențiu Nistor în 2016. Suntem pe ultimele locuri în țară. Dacă stau bine să mă gândesc că rivalitățile astea între județe, că suntem o țară, nu știu puțin, ce. Nu e vorba de rivalitate. E rău. Eu vă spun că e rău pentru noi. Da. Am spus că, acum, sincer, mie mai aproape mai eu decât Cămașa. Corect. Îmi pasă de Vaslui, că sunt într-o situație grea. Dar mie mult și mai... Și că milă de tine, dar de exact. Mine mi se rupă sufletul. E mult mai greu când mă gândesc că în județul Hunedoara, care se află în Transilvania, care știm că este cea mai puternică provincie din România din punct de vedere economic, un motor al economiei. Da, mă uit în jur, de kilometri mă uit în jur și văd Aradul, mă uit care atrage forță de muncă din Ungaria. Atât de bine sunt plătit, discutam cu Gheorghe Falcă, care mi-e prieten și care e un om de la care am multe de învățat în administrație. Și îmi spune, domnule, la noi vin muncitori care locuiesc dincolo de graniță. Vin și lucrează în Arad și deci nu trece nimeni în Ungaria, vin un e invers, migrație inversă. Nu mai... Mi-e greu să mă compar cu Timișoara, care întotdeauna a fost un magnet în privința asta. Nicolae Mare, zona de acolo. Sunt Nicolae Mare, o comună, domnule Simon. Știu ce. De acolo am rude ideea, pe acolo. Ideea e că noi... n-am reușit să ținem pasul cu aceste zone și n-am reușit să ținem pasul cu Timișu și cu Aradu și nici măcar cu Carașu, pentru că sunt niște incompetenți care nu pot să ia deciziile corecte pentru județul nostru. Eu mi-asum ceea ce spun și eu vă spun că în continuare cea mai mare problemă în România și mai ales în județul Hunedoara este că avem foarte mulți oameni care nu sunt competenți și care ocupă funcții de conducere. Ne aliem cu aceste formațiuni politice tocmai pentru a scăpa odată pentru totdeauna de incompetență. Noi prezentăm o listă de oameni pentru Consiliul Județean care au cel puțin 3 criterii însumate acolo. Sunt legate de experiență, sunt legate de disponibilitate, adică oameni care să și vrea să-și pună la dispoziție serviciile și competența care este dată prin formarea profesională de care au dat ei dovadă. Deci nu numai că sunt oameni educați, sunt oameni cu experiență, dar au și disponibilitate. Și o să, dacă vreți, putem discuta despre Vătuța Stănescu, care acum este secretar de stat în cel mai puternic minister din România, Ministerul Lucrurilor Publice, Dezvoltării și Administrației. Poate vine doamna Vătuța atunci și discutăm direct. Cu siguranță o să vină și își va prezenta și un bilanț al activității și o proiecție asupra Hunedoarei în următorii 4 ani. Uite, avem și pe Carmen Guran, parcă ea este unde? Carmen Guran nu este membru PNL. Este... Știu că mă susține pe mine și mulțumesc pentru asta, știu că urmărește emisiunile. Da, e fosta șefa direcției tehnice, nu? Tehnice era? Da, din da, Consiliul Județean, cea care a avut meciuri mari cu administratorul public și acum e pe undeva prin ministerul, prin care minister? Ministerul Lucrurilor Publice. Ha, culme. Din cauza și acestor meciuri, și în direcția control. Cred că da. Din cauza acestor meciuri, cum ne spuneți dumneavoastră, cu executivul Consiliului Județean. Meciuri a fost de-a dreptul. Știți că suntem singurul Consiliul Județean din România care nu are direcție tehnică? Nu știu. Au trebuit să desfințeze direcția. Au trebuit să desfințeze direcția tehnică. Păi dacă câștigat o instanță. Sunt niște etape în lucru. Nu cunosc foarte bine subiectul, dar știu că am rămas singurul Consiliul Județean din România care nu are direcție tehnică. Păi cine face documentele care trebuie întâlnite? Păi nu știu, poate să răspundă domnul Bobora.
sau domnul Nistor, care ia deciziile în spate. Se întâmplă mai puțin timp până în 27. Vedeți? Sunt niște lucruri, adică ei au vrut să scape de un om. De ce? Poate vă spune doamna Guran, dacă invitați, de ce a vrut să scape de ea, de ce era incomodă. Eu am văzut niște emisiuni pe televiziune națională și mi-am făcut o părere despre cam ce s-a întâmplat acolo. Ca să scap de un om incomod, au ras o direcție întreagă. O direcție întreagă. Exact. Asta sunt niște abuzuri. Păi și oamenii ceilalți care făceau parte din direcție au dispărut din Consiliul Județean? Nu cred că au dispărut, au fost relocați, reorganizați către alte... Oameni care, nu știu, dacă ești inginer și ai făcut toată viața de proiectare, te acum și te duce la, nu știu unde, ca să scape de Carmen Guran. Dacă ești, nu știu, într-o altă poziție, la serviciul de drum... Ești chitarist și te pun toboșar. Foarte plastic și foarte simplu de explicat. Astea sunt lucruri care nu să le mai tolerăm în Consiliul Județean Hunedoara. Niciodată nu o să oblig pe cineva să facă ceva care ar putea fi ilegal și niciodată nu o să duc măsuri, nu o să iau măsuri de răzbunare la acest nivel. Mi se pare incredibil pentru secolul 21 ca un conducător de instituție de tale județeană să se comporte așa. Este incredibil să urli la angajați, să dai cu pumnul masă, că nu-ți convine care sunt opiniile lor. Este incredibil. De asta cred că am reușit să strângem în jurul nostru această forță, cele 6 partide unite. Păi da, dar ăsta care dă cu pumnul masă, zice la primărie, la Petroșani, vrea acolo. Nu cred că va ajunge, sincer. Eu cred că oamenii din Petroșani îl cunosc foarte bine, mai bine decât îl cunoașteți dumneavoastră. Și probabil mai bine decât îl cunosc eu, exact. Și nu cred că va ajunge acolo. E o părere personală. Ceea ce știu este că scris acolo în CV-ul lui, acum fac din nou, dar asta e o provocare. A scris în CV-ul lui că vorbește și scrie franceza bine și i-a spus într-o revistă a presei că je l'attends ici dans ce plateau, on peut parler français s'il veut ce chose. C'est pas un problème. Pur vum. Știi, acum ar fi mișto să vină cineva și să zică moașta pe gheață, știi, sau ceva de genul ăsta. Bun, să-l lăsăm deodată, că poate vine și domnia sa în studio la un moment dat și avem ocazia să vorbim în franceză, să vedem cât de bine, așa cum scrie CV-ul. Da, eu chiar sunt foarte curios. Sunt convins că va fi o emisiune foarte urmărită de telespectatori. Da, eu cred că nu va veni. Da, mă rog, asta e partea a doua. Vreau să vă întreb un lucru. Ați vorbit despre competență și despre oameni competenți. Dacă se întâmplă să ajungeți unde vă doriți să ajungeți, adică la președinția Consiliului Județean, cu siguranță va trebui să faceți anumite schimbări pe undeva, că ziceți că vreți să mergeți pe criterii de competență. Dacă veți constata la un moment dat că alegerea dumneavoastră a fost greșită sau că omul nu e atât de competent pe cât ați crezut dumneavoastră că e, ce veți face? Să știți că nimeni nu e... Nu cred că are cineva pretenția de la un om politic sau de la un conducător de instituție să ia doar decizii corecte. Important este ca să existe premisele ca să fie luate deciziile corecte. Asta e mai important. Adică să existe o strategie pe termen mediu și lung, să existe o viziune care să fie aplicată, să existe o linie temporală, adică un calendar de implementare a unor anumitor măsuri, și atunci sigur că deciziile automat merg într-un registru pozitiv. Dar există posibilitatea ca să te înșeli asupra anumitor persoane sau persoane pe care le împuternicești să conducă instituții sau să ia decizii pentru comunitate să nu confirme. Dar dacă lucrurile sunt pregătite temeinic, așa cum vă spuneam, nu va fi o problemă ca cel care se îndepărtează de la obiectivele asumate prin contracte de management să spune că probabil mă întrebați de conducătorul, nu cred că de funcțiile de execuție. Obligat. Nu cred că va fi o problemă ca cel care se îndepărtează de criteriile din contractul de management să fie demis sau să-i se solicite retragerea, demisia. Cum se spune la noi, la români, un lucru bine pregătit este pe jumătate făcut. Dacă cei care conduc Consiliul Județean Hunedoara din 2020, cei care vom conduce Consiliul Județean din octombrie încolo, pregătim lucrurile foarte corect și foarte bine plasate juridic și temeinic ancorate în realitate și într-o proiecție corectă, o să vedeți că nu vom avea sincope. Nu o să stăm cramponați
într-un personaj care nu vrea să respecte legea, sub nicio formă. Bun, credeți că oamenii, electoratul propriu-zis, mai e puțin timp până începe campania electorală, mai e puțin timp până la urmă și până la data alegerilor. Credeți că oamenii înțeleg mesajul dumneavoastră? Îl primesc? Sau primesc și după aceea îl înțeleg? Eu aș vrea să mă adresez hunedorenilor, în primul rând cu proiectele, cu investițiile și cu reforma pe care noi dorim să o implementăm în județul Hunedoara. Prima dată. Oamenii trebuie să aibă încredere că lasă județul pe mâna unor oameni care sunt competenți și care, de la care ei speră că lucră, că vor trăi mai bine. Că asta trebuie să fie. Apoi, legat de proceduri, legat de chestiuni care țin mai degrabă de merg de funcționarea și organizarea unei instituții, eu cred că hunedoreanul obișnuit nu cred că vrea să se încarce și cu aceasta, să se gândească oare cum ar fi bine, că de asta există politicieni, de asta există instituții, de asta există oameni cu responsabilități în instituții, păi, ca să ia aceste decizii. Să vă primească mesajul și să hotărăsc. Eu sper din tot sufletul. Și vă spun de ce, vă întrerup. Eu încă sunt sub impresia, am avut o emisiune, da? În care un preot candidează independent, susținut de PSD, la o comună din județul Hunedoara. Dom'le, pe parcursul emisiunii, la un moment dat, nu mai știau cum să mă compor și ce să spun, da? Omul simplu lucrase prin combinat multă vreme, a făcut și o școală de preoți, ca să nu zic de popi, a fost preot printr-o parte, s-a dus în alta, el zice că e gospodar care a ridicat două biserici, din care una a fost sponsorizată de o firmă. Da, mă rog, asta e altă poveste. Și omul ăsta care a dat cu cădelnița, acum vă pun pe dumneavoastră într-o situație ingrată, că nu puteți să ziceți nici de rău de preoți, omul ăsta care a dat cu cădelnița aproape toată viața lui, mă rog, exceptând aia 35 de ani care a muncit printr-un combinat sau cât a zis el, vrea să fie primar. Și independent și susținut de PSD. O barbă mai mare ca asta, eu n-am văzut în viața mea, dar culmea e că sunt unii oameni care zic, băi, a construit două biserici, gospodar, poate îl punem primar. Eu n-aș vrea să intrăm în capcana de a judeca oamenii după deciziile pe care le iau. Fiecare om care are drept de judec, vot, fiecare om care are drept de vot, poate lua o decizie. E pregătit electoratul să aleagă bine pentru el, bine pentru el. E foarte important. Sau ce e bine pentru mine, nu e bine pentru tine. Nu neapărat asta. E foarte important un lucru. Cred că e foarte important ca oamenii să vadă, să ia la cunoștință de oferta electorală de pe piață, în acest moment. Ca atunci când mergem la cumpărături. Cu reducerile de calitate versus preț. Aici, în cazul politicienilor, trebuie să fie obiective, competențe și încredere. Asta trebuie să oamenii să aleagă. Dacă alegem o cunoștință de cauză, eu sunt sigur că ne-am îndeplinit obiectiv. Noi ca politici. Eu vreau să ajung în fiecare casă, prin intermediul dumneavoastră, prin personal, prin materiale de campanie pe care le vom distribui, vreau să ajung în fiecare casă din județul Hunedoara, pentru că vreau să mă asigur că oamenii știu ce vrem noi să facem ca echipă, împreună cu USR, împreună cu Plus, împreună cu UDMR. Dar mai important, împreună cu oamenii, pentru că toți hunedoranii trebuie angrenați. Și trebuie să înțeleagă că județul ăsta are nevoie de foarte multă muncă, de foarte mult efort din partea tuturor, nu numai din partea Consiliului Județean, pentru a reuși să revină într-o poziție de top în România. Și trebuie să valorizăm ce avem. Suntem un județ care este leagănul civilizației române. Noi suntem leagănul. Aici, de aici a pornit totul. Mie mi se pare incredibil. Incredibil. Că în 2020 Consiliul Județean n-a fost în stare să pună la masă administrație, investitori și să genereze acele proiecte care să creeze circuite de turism în județul Hunedoara. Mi se pare incredibil. Mie mi se pare că timpul a stat în loc pentru noi și ne-am bălăcărit în diferite conflicte mici, am discutat despre ceea ce era complet neesențial, am reasfaltat drumuri care erau asfaltate, n-am pus nici măcar o lopată de asfalt pe drumul județean de la Sfântul Han la Hunedoara, unul dintre cele mai circulate drumuri județene din Hunedoara. Este incredibil că lucrurile astea se întâmplă și acum vin cu nonșalanță și spun, noi suntem garanția că lucrurile vor merge bine. Păi până acum ce ați făcut? Bine, mulțumesc. Vedeți? Probabil. Eu sunt sigur că am făcut foarte bine. Așa cred.
dar nu unde trebuie, nu la locul de muncă. Asta mă determină, pentru asta candidez. Să știți, nu am nicio vendetă personală cu nimeni, nici nu mă interesează, eu nu le răspund. Ei se străduiesc în continuu să mă jignească, să-mi jignească familia, să vorbească despre modul în care arăt, despre banii pe care îi câștig. Credeți-mă, uitați-vă să vedeți ce se întâmplă pe rețele de socializare. Nu pot toate porcăriile, sincer. Eu nu discut despre ei, că nu mă interesează. Și vă spun, nu că să vin... Că mai plinuți așa ca mine? Sau sunt foarte plinuți. Eu sunt nu pe... sunteți mai plinuți ca mine. Dacă vreți să facem o glumă, le spun prietenilor care mă critic, dacă mai am greutate, le spun că dacă toată lumea vrea să aibă 6 pătrățele pe abdomen, așa. Eu sunt pentru globalizare și am unul singur. Păi, așa sunt și eu, deci care... Bun, mai glumim. Păi trebuie să și glumim, că suntem oameni, nu? Eu vreau să vă spun că niciodată în această campanie nu o să mă refer la adversarii. Păi nu mă interesează. Sincer, nu mă interesează. Nu o să particip la nicio dezbatere cu Laurențiu. Serios? Niciuna. Pentru că nu are, pe mie n-are ce să-mi spună ca să mă convingă care dreptate la ceva. Deci am fost, întrebat dacă în campanie electorală voi organiza dezbateri în care să participați să candidații, da, la președinția Consiliului Județean sau alți candidați pe la primări, zic da, voi face dezbateri. Păi și te-ai gândit să, m-am întrebat cei de la PSD. Și te-ai gândit să-l inviți și pe Adi David? Urma să vă întreb lucrul ăsta. A spus-o singur, fără să vă întreb. Nu particip la nicio dezbatere cu un om care este pe scena politică de 30 de ani și care, din punctul meu de vedere, n-a adus nimic bun județului Hunedoara. Și acum vrea din nou să ne păcălească, spune că vrea să fie președinte, ca după aia să plece în Parlament, unde îi place lui să stea. Nu mă interesează, credeți-mă. Eu o să vorbesc cu dumneavoastră, o să vin la dumneavoastră, de fiecare dată când mă invitați și aștept să-mi puneți cele mai dificile întrebări. Vreau să discutăm nu despre promisiunile și despre planurile noastre, vreau să discutăm despre modul în care le elaborăm, despre calendar de implementare, despre soluții de finanțare, despre problemele care le întâlnim în teren efectiv. Că poate, nu știu, nu s-a făcut bine un studiu geologic, sau nu s-a măsurat bine și nu am întabulat suprafețele. Sunt lucruri despre care vreau să discutăm ca oamenii să înțeleagă care e mecanismul administrativ în județul ăsta, ce vreau să schimb eu cu echipa mea, ca lucrurile să meargă mult mai bine și în 2024 să avem un județ într-adevăr performant. Ce să vorbesc cu Laurențiu Nistor? Despre ce? Despre nerealizările lui, să vină și să spună el, să vină în studioul ăsta și să spună: doamne, n-am putut să facem asta pentru că, n-am putut să facem nici asta pentru că. Eu n-am ce să-l întreb și mie n-are ce să-mi răspundă, pentru că nu mă interesează. Mă interesează oameni. Da, aș vrea ca mai mulți oameni să voteze cu mine decât cu el și sunt sigur că o să obținem acest obiectiv. Dar un dialog cu un om care de 30 de ani se ține cu dinții și cu ghearele de putere, n-am ce să discut. N-am de ce. De acord, dar acum trebuie să vă întreb și lucrul ăsta, că unul să zică, băi, fuge de o dezbatere cu Nistor. E frică? Mie mi-e frică doar de Dumnezeu. Vă spun sincer, n-am de ce să-mi fie frică de un om care nu vorbește corect limba română, care a ocupat toate funcțiile de responsabilitate din administrație și din legislativ și n-a făcut nimic pentru noi. Concret. Nimic concret. Când îl aud că spune că a adus nu știu câte sute de milioane de lei pe PNDL în județul Hunedoara, sincer să fiu, am o senzație de greață. Păi munca primarilor, domnule. Primarii sunt cei care au făcut proiectele, ei le-au depus, ei s-au mirogit pe la București să li se aprobe temir ce drum sau ce o apă și un canal sau o școală. Și mai e ceva. Păi marele Laurențiu Nistor, omul din dreapta lui Dragnea, omul care îl popa și îl mângâia și îl plimba ca pe moaște pe aici prin județ, pe un infractor, a reușit să aducă în județul Hunedoara mai puțin bani decât a luat Vaslui, mai puțin bani decât a luat Carea Severinu pe PNDL. Suntem pe locul 38 la PNDL în țară, dacă nu știați. Nu știam. Uite, eu o să vă duc, poate vă duce Vetuța Stănescu, care are un clasament al sumelor. Dacă e acolo, la sursă. Sunt județe care au jumătate din populația noastră, jumătate din suprafața județului Hunedoara, care a primit de două ori mai mulți bani decât noi. Asta pentru că nimeni n-a fost atent la București să se ocupe. N-am știut lucrul ăsta. Ce să vorbesc cu Nistor? Despre ce? Despre asta? Să spună el ce a reușit să facă pentru noi și de ce mai vrea să candideze încă o dată. Pentru că eu despre asta o să vorbesc. Despre decizia de a candida, care sunt obiectivele, care sunt mobilele, care sunt mijloacele, care este calendarul de implementare. Fiți convins că vă voi întreba lucrurile astea? De-abia aștept. Deocamdată nu mai pot să vă întreb nimic pentru că am ajuns la final.
Vă mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc și eu. Păi știu, aveți exact aceeași mimică pe care o toți deja. Vă mulțumesc pentru prezența în studio. Eu promit că vă mai invit și știu că veți onora invitația. Vă doresc succes pe mai departe. Mulțumesc. Stimați telespectatori, Adrian Nicolae David, prim vicepreședinte PNL Hunedoara și candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, a fost invitat în studioul nostru. Adrian Simon, mulțumesc tuturor pentru atenție. Rămâneți cu noi, o televiziune pe bune, Capital TV.